Muzeul de Artă Recentă prezintă publicului de Noaptea Alba Galeriilor două expoziții, nu una singură. Cea dedicată artei românești este o expoziție colectivă care se numește, țineți-vă bine, CSA. Clubul Sportiv al Artelor, Arta Românească reprezentând sportul de la 1900 până la 2021, este o expoziție extrem de amplă. Acești artiști care văd în sport tot ceea ce este frumos, virtuos în om. În timp însă, pe parcursul secolului 20, în special din a doua jumătate a acestuia, odată ce comunismul practic înhață sportul și îl transformă într-o unaltă propagandistică uneori infailibilă, transformă așa zisa mișcare sportivă de amatori într-o mișcare de fapt strict profesionistă, în care manipularea rezultatelor, tipul de antrenament excesiv și trucarea rezultatelor de nenumărate ori face ca sportul încet încet să coboare dinspre virtutea maximă asociată modernizării înspre un fel de viciu social și politic. Această expoziție deci este o expoziție polemică, este o expoziție care arată mai degrabă tensiuni decât să fie o expoziție ditirambică în care sportul românesc, vezi Doamne, se învelește în frumusețea artelor. În expoziție veți vedea lucrări cu totul surprinzătoare. Una dintre ele o am chiar în spate, este triplul portret de zidăriță al lui Max Herman Maxi de la Muzeul de Artă din Timișoara, o extraordinară anticapodoperă, desigur, în care este prezentat idealul comunist. Idealul comunist în cele trei ipostaze ale sale, întruchipate de o singură persoană. Această zidăriță, care este în centru, este clasa muncitoare, care este în centru preocupărilor partidului și este flancată de propriile sale apariții sau posibilități existențiale, una lateral în stânga, iar în dreapta se află în starea ei, probabil de weekend, în care joacă, după cum vedeți, handbal. Am constatat că sporturile se cereau fiecare unul lângă altul. Sporturile cu mingea, cum avem aici, sau, cum am constatat, că trebuiau să se strângă la oaltă, sportul cu pumnii. Muzeul de Artă Recentă prilejuiește întâlniri cu repere centrale ale felului în care arta contemporană este gândită, realizată, expusă și înțeleasă. Din această serie face parte Spirit Fuck Painting, în ciuda acestui titlu provocator. Haimo Zobenig este un artist cu totul și cu totul riguros, un artist care nu face din provocare arma sa. Toate aceste lucruri fac parte dintr-un fel de scenografie pe care, de fapt, minimalismul, ultima direcție radicală, filozofică, extrem de riguroasă a artei postbelice, o direcție care păstra o idealitate, un idealism. Obiectul este singurul care contează.